Salutare, dragi prieteni, astăzi o să ne jucăm House Flipper 1. Da? Suntem la căsuța noastră și o să ne facem o modificare pentru ușa la baie. I-am pus eu ceva lămpiece, dar nu-mi plac. Adică îmi plac, dar vreau să pun lampa în funcție de ce am în cameră, pentru că aici o să vin un pat. Casa asta e făcută cu administratorul canalului de eroză aici în dormitorul ăsta. Așa, bun. Și încă mai am un pic de lucru pe afară la săpat. La săpat, auzi, la pus copaci, la tuns de iarbă, la așa, în fin. Vreau că acum vreau să lucrez un pic în casă, pentru că am nevoie așa. De exemplu, eu vin din pat. Plin, adică să nu ai venit. Bine aș fi, aș mai fi mărit eu un pic baia asta, dar nu vreau să iau din dormitor, că poate mai nu știu care-i fața. Hai să o pun așa. Bine, sufrageria asta e destul de mare, zic eu. Așa mai merge măcar până pe aici.
ce urmează după. Vrei să-mi iau din cameră. Și o să-mi trebuiască să pun un fat. O să trebuie să-mi pun un fat, să-mi pun ușa. Până așa. Fel încât să-mi las așa. O ușă mai mică, un pic. Uite asta. Să-i fac partea de sus de la ușă. Cred că asta e. Cred că am pus invers ușa. Hai bine să o pun eu așa. Așa, e, acum, eu vin din pat de aici. Da, am nevoie de apa, m-am dus la baie. Da, am nevoie ca, deci, așa, un oaspete sau, nu știu, poate caracterul vrea să-și înfieze o familie. Să-și fac o familie, bine, nu se poate, dar punem în... Așa, ca și dragul de a ne juca. Știi? Și am nevoie de... Are nevoie să se ducă la toaletă, copilul respectiv, să nu trec de fiecare dată prin hol. Că normal să lasă hol, da. Eu n-am ce hol lăsa în cameruța asta. Fuck. Aici. Asta, după ce terminăm, o putem ieși. Știi, și cineva că stă aici, poate are cu. Și ca să nu treacă de fiecare dată prin hol, prin... Sufragerie
era ușa. Stai să pun galben. Că dacă nu o centrați corect în zid aici, uite acum ce fiind centrată corect în zid aici, băgată corect în zid aici, nu mai cade. Așa, acum eu vin din pat, de aici, pac, mă duc la baie, pac, și să spunem că copilul meu ia pișa sau ia face treaba mare din dormitor, pac, vine, se pune pe Căcănescu. Echipamente electronice, gen laptopuri și alte alea. Da, se pare că mulți oameni confundă bunătatea cu prostia, știi? Thank you.
folosit pentru că îi ajut și vrei să faci să fie bine și încolo că na, și uite, te-a ajutat altul și uite așa am făcut intrare, chiar dacă nu-i ia la față. Și uite așa am făcut baia cu două intrări, dar parcă îmi stă în gât zidul ăla. Dau un exemplu, au 2 milioane jumate pentru un schimbat de Windows. Sau nu poți să iei așa de mult, știi? Dar diferă în funcție de complexitatea problemei. Dacă se ajunge la o problemă la care să prețul costă atât, asta e atât e. Dar în general nu prea să găsesc probleme la prețul ăsta, pentru că la prețul ăsta zici că ți l-ai virusat doar. Sau ai făcut nu știu ce lucruri grave, că altfel nu știu. Pereche de căști pe cap, perechea de gaming. Imediat am să vă arăt. Exact. Asta este radio pe mine. Un radio cu dedicații muzicale, moderatori fain. Și aici. Aceasta este pagina mea principală de Facebook. Pentru cine e interesat să repare telefoane și laptopuri și așa mai departe. Da, dacă aveți pe Skype așa ceva, blocați din prima. Sunt chatbot-ul din astea, uitați. Să terminăm aici.
ziduri din astea și nu. Gresie de pușcărie. Ușor. De la față chiar nu pot să o pun, da?
să treacă prin dormitorul copilului. Sau invers. Dacă la copil le face ceva, să trebuie să treacă prin dormitorul copilului. Da, eu vin din pat frumos. Vin din pat. Pac, mă duc la baie. Închid ușa exact la copilul din camera lui. Se duce la baie. Pac, și închide ușa lui. Și face treaba. Așa, haideți acum să montăm lucrurile în baie. Mașina de spălat, chestii, trestii. Să dăm și zidurile astea cu var. Așa. Așa.
Acum urmează să montăm lucrurile. Necesare pentru o baie. Și cam mai. Instalații. Ah, uite. Hai să căutăm instalații ca să putem pune chiuveta, da? Hai să o mutăm undeva aici. După pact. Te-ai dus să-i făcut treaba mare, te-ai spălat și pe mâini. Bine, normal. Cuveta nu se pune aici, dar nu. E ok. Din punct de vedere odorologic. Mirositor de câine se bazează pe odorologie. Și să ne ducem la fitting-ul. Nu mă interesează cât de lung o să iasă filmulețul. Mă interesează să fac și placă. Să văd eu oglinda asta și o pun în funcție de mine. Punem robineții. Am mutat-o un pic în colț și vă spun imediat de ce am mutat-o în colț. Scurgerea, cred că așa se spune, constructorii de meserie, și ne spune și mie cum se numește asta. Și am ales chiuvetă cu dulăpior, ca să mai pui ceva în ea.
instalații. Spălat, mașină de spălat. Duș. Uiteci. Banu. La fitting am nevoie. Habar n-am avut ca... Habar n-am avut ca astea se numesc fitting-uri.
echipamente electrice. La echipamente electrice găsiți mașina de spălat, pentru că echipament electric. Duș frumos, minimalist. Și mai chiar vă mai spun o dată. Reparații de telefoane. Resetări de telefoane, da? Samsung-uri, iPhone-uri. Prețul diferă în funcție de instalări de Windows. V-am arătat pagina de Facebook, derulați video și ascultați și numărul meu de telefon. Da, aveți dat și din numărul meu de telefon. Frumos. Rămâne de pus gazon pe afară și de mobilat.